Intensificarea cooperării comercial-economice, îmbunătățirea condițiilor de aflare a moldovenilor pe teritoriul Federației Ruse, dar și soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. Acestea sunt câteva din chestiunile discutate de prim-ministru Vlad Filat și omologul său Vladimir Putin în cadrul summitului șefilor de guvern din CSI de la Sankt Petersburg. Referindu-se la problema transnistreană, premierul Vlad Filat a declarat că țara noastră este pentru dialog și dorește găsirea unei soluții doar pe cale pașnică. Totodată, Filat a dat asigurări că în scurt timp Chișinău și Tiraspolul vor ajunge la o soluție privind achitarea datoriei la gaz față de Rusia, în sumă de 2 miliarde de dolari americani. Premierul rus a declarat că este la curent cu problemele din cadrul relațiilor bilaterale moldoruse, inclusiv chestiunea exportului de vinuri moldovenești, menționând că se va implica în soluționarea acestora. La rândul său, Vlad Filat a precizat că înțelegerile la care s-a ajuns anterior cu privire la reluarea ședințelor Comisiei Interguvernamentale Moldoruse sunt în curs de implementare. Totodată, părțile au convenit ca în scurt timp să fie deschise noi terminale pentru exportul vinului moldovenesc în Rusia. Cele două părți au stabilit de asemenea ca în scurt timp termenul de înregistrare a cetățenilor moldoveni pe teritoriul Federației Ruse să fie extins de la 3 la 30 de zile. Potrivit presei ruse, în Federația Rusă lucrează oficial peste 120.000 de moldoveni.